Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, în sâmbătă noapte în apropiere de zidul morții. La fața locului au intervenit pompieri militari ai detașamentului Suceava cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurd Tim. În momentul producerii accidentului, în autovehicul era doar șoferul, un tânăr de 18 ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.